Oh, the hill can you see? By the dawn shining light, we have heard our Booster! Fii atent! Trebuie să-l salvăm pe... Stai puțin că ești hot. Te prind? Ești fierbinte rău. Oh, da, dăm pe față, dăm pe față. Mai dăm o dată pe față. Am luat foc amândoi. Gata, gata, gata. CIA-ul ne-a dus la un extraction mission. Trebuie să mergem să luăm un ostatic care este tot agent CIA, dar fără să știe. Stai, stai, unde e extraction? Unde e extraction-ul? Vezi clădirea de acolo? Da, văd clădirea aia de acolo. Aulă, stai. Ai cumva clădirea? Îl văd la geam. E clădirea lui Don Julio, șampon? Nu, acum e Don Julio, champagne. E Don Julio mecanic, bă. Și-a făcut din asta de mecanici acum. Bun, pe cine trebuie să salvăm? Mașină. Vedem acolo că e agent secret. Păi stai, cum adică e? Bă, dar trebuie să știu pe cine salvez. Bine, ești gata, vine la ureche, dar nu spune nimic. Da. Ești bine? Ești bine? Da. Pe agentul numit sub Lama Tony. E acel Lama Tony. Acel Lama Tony. Așa că o să urci în mașina mea și o să ne camuflăm înăuntru ca o mașină stricată. Ok, haide. A, cu tancul mergem, să zicem că ai mașina stricată, nu? Urcă sus, urcă sus pe tank. Mor. Gata, dai. O facem stealth misiunea? Da, stealth. Stealth, ok. Ce faci, bă? Intrași. Bă, stai, bă, că mă spargi pe mine, ești nebun la cap. Gata, stealth. Bună ziua! Băieți! Tony, a venit să te salvăm, repede, trage aici, Tony, bă! Tony, repede! Bă, era mașina de dinăuntru cu care trebuia să scăpăm, scoate tancul. Băieți, ce problemă aveți la mașină? Bă, l-ai împușcat pe Tony în cap. Are o problemă la cap! Bă, săracu, bă! Mi-a scăpat! Tony, ești ok? Bro, ce faci, bă? De cât timp nu te-am mai văzut, mi-a fost așa dor de tine. Aveți o problemă la mașină? Da, trebuie să o reparăm, uite ce s-a întâmplat. Eu-s mecanicul. Bă, i-au șters lui ăsta memoria, i-au șters mie. Stai că vine iară, bă! Aoleu, că ai intrat chiar pe stâna. V-ați schimbat roțile? V-ați schimbat roțile? Dragoș, stai. Bă, vin o coace, dă-te jos, bă, Bă, aoleu, că intră iară. E periculos tankul ăsta. E nebun tare copilul ăsta. Bă, oprește-te, bă, nebunule. Dă-te jos din tank, ești turbat, ce ai pățit? Gata. Lasă-l pe Tony. Dragoș. Tony. Prietenul dumneavoastră a mâncat ceva. E bolnav tare. Tony, am venit să scap, Tony. A uitat cine e, nu-și mai aduce aminte cine e. Aduce aminte acum. I-au șters memoriile. Așa. Uite spate, Booster. Mai dai una să-și aducă aminte. Pune-te pe jos. Mai dai una, mai trage. Ia de aici, Tony, asta te vor ajuta, Tony, ai încredere. Gata. Dai, stinge-l. Bă, mi-ai dat mie foc, bă, nu i-ai dat lui foc. Stinge-o pe mine acum. Bă, trebuie să-l ajutăm să-și revină, dai cu ceva în cap. Bă, lăsați-mă în pace, bă. E agentul Don Julio, ăsta e agentul Don Julio acum. Eu nu stau cu voi. Bă, nu vrea să stea cu noi, uite-te la el, bă, l-au dezbrăcat, îl țin aici, sclav la el. Trebuie să-l luăm pe targă, îl băgăm în mașină pe targă. E turbat. Bă, scoate-mă o dată ceva, ce acum, faci? Acum. Bă, băieți. Da? Știți cum face porcul? Cum? Repede, scoate. Deschide ușa. Tony, bă, deschide pe ușa. Vino încoace puțin. Am acadele aici în spate. Da, acadele. Da, vine tancul. Vino. Aoleu, de unde a venit ăsta? Vino, nu-l băga în seamă. E așa, uite aici, trebuie să te bagi acolo înăuntru că s-a acadele. Bagă-te. Bă, deschide pe ușa. Aici. L-am prins, gata, hai că oară. Te-am prins, bă, fraiere, te ducem să te facem mai bine, stai liniștit. Du-l repede la spital. Acum, întoarcere. Stai, oprește-te. Nu, la spitalul CIA. Da, unde e spitalul CIA? Ai încredere, am ajuns acum. Am încredere. Bă, săracu, cum... Bă, unde zbori, bă? Bă, dar ăsta nu și-a pus centura spate. Băieți! Ia, hai să ne dă jos, să-i deschidem, vină încă. Să vedem ce s-a întâmplat cu omleta asta. Ia, e bine? Tony nu mai e aici? Bă, ăsta cred că a fugit. Bă, a fugit ăsta. Cred că ne-a căzut când am sărit. A, e nora și a rămas la garaj. Pare simplu, o să-ți deschid hatch-ul și tu mă trebuie să-l luăm pe mașină. Îl prindem, bă, dă-te jos, că-l prindem cu cârligul de pe hatch. Stai să deschid hatch-ul. Bă, e aici, bă, ai trecut de el. N-ai deschis nici hatch-ul, bă, ai închis motorul de elicopter. Bă, da, a deschis hatch-ul. Bă, n-ai deschis, du-te, dar nu hatch-ul, bine, în fine, du-te acolo. Bă, uite-l, e în cort, s-a pus în cort nebunul.
A venit să te salvăm, Tony. A venit să te salvăm. Dă-te jos că a luat foc tot. Scoate extintorul repede, stinge focul. Stinge focul, stinge focul. Stinge focul. Ajutor, atelierul. Ajută-mă să sting focul. Bă, explodează tot în continuu, nu putem să stingem focul ăsta odată. Bă, ce explodează atâta? Bă, ce explodează bă atâta aici? Cenilele tancului. Bă, n-are cum să explodeze cenilele tancului. Tony, ba, ești bine? Tony? Da. Ești bine? Aici. Unde? Uite-l! A, Tony trage cu lansatorul. Stai, bă, e spre binele tău, uite-te în ochii mei. Adu-ți aminte de toate momentele în care ne-am simțit bine împreună. Îți aduce aminte? La revedere. Bă, 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 stai unde pleci? A, s-a pus în cort. Scoate ceva cu cârlig repede, să-i luăm cortul pe sus. Bagă-l după! Nu, 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 scoate elicopterul să-l luăm cu cortul. Unii oameni vor să doarmă, mi-ai distrus mecanicul, mi-ai distrus viața. Vrei să-mi distrugi și fundul? Bă, vreau să-ți distrug mai mult decât fundul. Înainte de asta trebuie să mă asculți. Pune-l aici! Bagă, bro, bagă-te la somn, dacă te bagi la somn, te lăsăm în pace, îți promitem. Așa, credeam și așa, eu. Așa. A pus, te-l lipește-l. Gata, dai. Dai că am scăpat de prost, dai. Dai, ce, cum adică a scăpat, bă, stați, bă, du-l la facility, du-l la facility să-i șterge memoria. A, ne trage, trage cortul, trage cortul. Stai, oprește-te, că nu-i planul bun, Bă, ăsta vrea să fugă cu tirul. Urcă-te, stai. Bă, sări pe tir. Îl prind aici la cacealma. Bă, lasă-mă, mă, l-ai prins, nu mai are cum să scape. A scăpat. Sunt în tir, booster. Nu, o să mă prindeți viu. A tras în viu. Nu mai conduce nimeni. Booster, cred că l-am deșeat la volan, nu mai conduce nimeni. Bă, eu încerc, dar sunteți prea departe. Încerc să fim cu rulota. Urcă-te repede în rulotă. L-a luat pe capotă. Ești bine? Urcă-te că ne scapă ăsta. Și acum trage din spate. A rămas bolând, Dai din spate. Unde? Bă, dacă fuge pe jos. I-a furat tirul. Hai după el. Uite-l cum fuge dezbrăcatul, bă. El pe capotă. Bă, nu-l prind. Bă, nu pot să-l prind, ajut. S-a urcat cu mine aici. Mi-a explodat mașina. Bă, îi trag în cap. Gata, l-am leșinat. Bun, inițiază planul Alfa 63. Bună ziua și bine v-am găsit. Vă rugăm frumos să intrați în autobuz. Trebuie să mergeți la școală. Să mergem la școală. Să mergem la școală. Nu e bine. Începe deja să turbeze din ce în ce mai tare. Îl ducem la facility, da? Am decolat. Gata. Wow. Stați. Da, taci, bă, ce vorbești tu acolo din spate? Ia să vii tu să conduci, bă, dacă ești așa șmecher. Nu pot că am căzut. Am căzut. Am un plan mai bun. Hai să transportăm cu stai trenul. Stai că nu-i bine. Trebuie bă, să trenul, nu sunteți ok, bă. Cu trenul. M-am urcat în spate cu tine, bro. Uite-te la mine, în ochii mei. Uite-te, tot ce văd e un soare. Un soare, ești tu un soare. Bă, trebuie să sărim pe tren. Nu, un soare gen ca un soare, că uite, ești un sros. Ok. Sărim pe tren, ai zis? Da. Ce facem aici? Sărim pe tren. Mergem pe tren. Două secunde să văd cum mai vine. Păi nu mai vine. Ce? Că ne-a furat ăsta mașina, că e și de la volan. Stai bă, că vine trenul. Ne-a furat mașina, nu mai avem nicio șansă acum să facem nimic. Dar nu cade ăsta, băi, are boala lipite, băi, are scoci pe tălpi. Are scoci pe tălpi. Am sărit jantele de la mașină, nu știu cum să zic. Bă, cum ai reușit să întorci mașina la loc? Sunt zeu pe conduce. Bă, Dragoș, m-a răpit ăsta. Mă duce la Don Julio, vino să o salvezi. Bă, vezi că nu poți să te mai oprești acum. Vezi că, bă, nu. Stai că intrăm în, nu. Cu adică? Au luat foc, dau cu extintorul. Aoleu, băi, o să rup, mi s-a rupt gâtul. Stai că încerc să sting tot ce e aici. Fii atent că te sting. Gata, trebuie să sunăm la 112 să aducem salvarea. 112, alo? Alo. Bună ziua, aș dori o salvare pe strada 69, lăutarul șmecherul. Da, sigur. În 2 minute, puteți să-mi spuneți, vă rog frumos, numele dumneavoastră? Numele meu este... Gigel Georgel, acum vine salvarea. Stai aici că uite vine salvarea, bă. Uite salvarea. A venit salvarea. Gata, am ajuns. Bună ziua, puteți să-mi arătați ce s-a întâmplat? Deci băiatul tocmai ce a ajuns în scaun. Mi s-au rupt picioarele, genunchi, am tendonită. Are tendonită. Am tendinită. Trebuie să-l ducem la spital. Am tendinită. Neapărat trebuie să-i facem intervenție la spital. Miau.
Uitați-vă la el. Deci nu doar la picioare, trebuie să-i facem și la creier neapărat, că e groasă, e grav tare. Bun, domne, atunci vom face următoarea. Vă rog frumos să îl legați de camion. Acum, eu vin nu mă leg de nicăieri. Vin încoace în spate că e spre binele tău. Gata, l-am prins. Așa, bun. Trag eu camionul ăsta. La la pe sus, e foarte bine, e foarte bine, e perfect. Așa. Wow, ce-am trecut la limită pe acolo. Bă, cred că... Bă, l-am pierdut! Îl prindem, gata, e al nostru prostovar. L-ai călcat cu totul, sărac. Gata, dă-te jos, am ajuns la aeroport. Trebuie să ne urcăm acum în avion, să-l ducem la CIA, să-i reparăm creierul. Hai repede, eu aștept cu avionul tău, descurcă-te să ajungi. Da, l-aduc eu acum. Dar la scaunul cu rotile sunt direct în pat. Bro, ești bine? Te mai poți mișca? Nu. Îți mai mișcă tu măcar? Nu. Fii atent, trebuie să te ducem repede la cel mai apropiat aeroport, că am ajuns aproape aici. Dacă... cred că a ajuns avionul peste noi. Dar s-a venit cu patul. Stai, nu putem să lipim cu ceva lipici măcar? Dragoș Airline. Bă, ne-a scăpat patul, bă. Hai, acum ajungem rău pe ăla, ai încredere. Stai, nu poți să deschizi oare rampa de aici din spate să-i băgăm patul înăuntru? Imediat spun. Da, e aici înăuntru cu patul, dă-i drumul, că l-avem înăuntru, l-am securizat. Îți dai seama că prima șansă am ieșit pe ia uite-mă. Bă, te privesc, ești bine, tu stai bine, bă. N-ai cum să ieși, stai bă, ți-a căzut plapul. L-am pierdut. După el, a căzut plapul, mă. Mai e înăuntru, stai, eu nu-l mai văd. Eu nu sunt înăuntru. Săracul. L-am pierdut, anulează misiunea. Acum! Gata, s-a transformat din ce în ce mai rău. Acum trebuie de la scaunul cu rotile a ajuns la pat. Următorul pat de coșciug. Bă, știu eu cum să-l urcăm sus acolo. Trebuie să-l urcăm sus, să-l băgăm în fosei. Catapulta, da. Îl urcăm cu catapulta. Nu, vă rog. Stai liniștit că e bine. Dă catapulta mai în spate. Așa, aici vino. Bă, trebuie să ai încredere în noi, Tony. Bine. Că odată, dacă ți-ai fi adus aminte, am fost prieteni. Dă-i acum tare. Bun, nu cred că merge, l-ai dezbrăcat mai tare. Bă, nu se deschide ușa la facility. Am o idee, haide să deschidem cu asta. Dar nu știu cum se pilotează. Vrei să pilotez eu? Da, dacă știi. Oh, bun. A funcționat? Da. Am intrat înăuntru? Da, am deschis ușa. Și cred că Tony și-a revenit, uite-te la el. Stai că, bă, nu mai poate să vorbească. Am un plan booster cum să salvăm. Bă, fii atent, da, am și... Înainte să fi trimis bomba aia spre oraș și să fi distrus tot orașul. O să punem pe rachetă. Îl punem coșciugul pe rachetă și îl legăm care cârlig și o să-l ducem direct să își aduc aminte cine e. Pune coșciugul sus, bro, du-te sus cu coșciugul. Gata, te-am prins, ești bine în coșciug, bro? E bine, poți să lansezi. S-a dus în ceruri, dar explodează sau unde l-am trimis? A explodat. Tony! Cred că e bine acum, bă. Cred că s-a dus în ceruri la propriu. Bă, eu nu-l mai văd pe Tony. Unde-i Tony? Stai, poate o să cadă bucăți din creierul lui din cer. Vino jos și scoate scopul să vedem din toate bucățile din cer care cad dacă e el. Bă, nu, era o bucată de WC-ul, cred că. Stai să mă dai eu jos, bă, nu mă trimite și pe mine. Pentru Tony! Stai, bă, mai bine. Bă, m-am bucuit aici.